Să rămâinele, bine v-am găsit, Vasile Calofir. Diaconul Daniela, îmi pare bine. Să rămâinele, bine v-am găsit. Haideți să începem să ne mișcăm, pentru că avem nevoie de mișcare. Așa, suntem în școala Ametof. Da. De când sunteți directoare? De 13 ani sunt director. 13 ani. Dar înainte să fiți directoare, ați predat și încă predați, da? Da, limba română. Limba română? Da. Și din ce am înțeles eu foarte tare, că abandonul școlar e aproape zero aici în localitate. Da. Mă interesează asta. Da, la noi abandonul școlar este zero pentru că am încercat să le oferim copiilor o școală în care să se simtă confortabili, să se simtă apreciați, prețuiți. Stați bine? Da, confortabil stăm aici? Foarte bine, da, și în același timp ascultați. Și când vorbim despre copilărie, cred că cel mai potrivit loc al copilăriei noastre este școala. Școala care ar trebui să fie ca o fereastră deschisă spre lume pentru fiecare copil care îi trece pragul. Uh-huh. Mă întrebam mai devreme dacă sunteți bine stabilizat aici, pe parchetul ăsta. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim foarte așa, mult pentru ce am primit. Mulțumim Asociației Bookland pentru ceea ce ne-a oferit și cu ajutorul Asociației privim cu încredere în viitor. Deci, Asociația Bookland, vreau să spuneți că a intrat în viața dumneavoastră, în viața localității. Da, ne-a oferit un nou început. Îmi doream foarte mult ca școala noastră să fie un loc în care copiii să se simtă confortabili, prețuiți, ascultați și nu puteam să vorbesc despre aceste lucruri dacă nu era o școală modernizată și dotată cu tot ce avea nevoie, deoarece în ultima perioadă au fost foarte multe schimbări care și-au pus amprenta nu numai asupra noastră ca adulți, ci și asupra copiilor. Mm-hmm. Vă propun să mergem, să continuăm incursiunea noastră și să vă întreb cum ați apelat sau cum v-a trecut prin minte să apelați la acest ajutor al Asociației Bookland România? În drumul meu spre școală, în fiecare dimineață treceam prin fața școlii Moșoaia, școală reabilitată, tot cu ajutorul Asociației Bookland. Și ce v-ați gândit? Am luat legătura cu colegul meu, vă cunoșteam, dar credeam că este imposibil. Am căutat mai multe detalii despre dumneavoastră pe internet. Și ați aplicat. Și am aplicat. Și ați fost selectați. Și am fost selectați, da. V-ați bucurat? Ați crezut? Da, iată că visul nostru a prins aripi astăzi. A prins aripi și ne-a ajutat să credem că totul este posibil. Mai ales când acționăm împreună și când ne dorim cu adevărat acest lucru. Ia să vedem ce avem aici. O altă sală de clasă. Da. Cu parchet. Zugrăveala asta e impecabilă, să știți. Da. Mulțumim încă o dată Asociației Bookland pentru nu numai pentru zugrăveală, ci și pentru parchet și pentru mobilier și pentru... Și dalele din curte. Și mai ales dalele din curte. Mai ales dalele din curte, ceea ce sunt convinsă că îi bucură pe toată lumea. Haideți să ne primăm, să mergem încolo, spre tablă. Cum ați adaptat la ritmul feroce, mă refer la ritmul de lucru imprimat de Asociația Bookland? Am fost prezenți aici în fiecare zi. Am încercat să ne implicăm nu numai eu, ci și colegii noștri. Îi ajutam și noi. V-ați luat parte din această lecție și de la Moșoaia, adică v-ați informat asupra acestui aspect? Colegul meu stătea de dimineața până seara. Da, așa da. Este. Da. Da. Dar a contat sau nu a contat sau nu contează atâta vreme cât lucrurile se văd exact cum sunt acum? Nu contează, să știți. Nu. Atunci când, încă o dată spun, când ne dorim cu adevărat, nici nu obosim. Când facem ceva pentru copii sau când facem ceea ce ne place,
totul este... Dar nu spuneți doar că trebuie să o spuneți. Eu v-am văzut entuziasmul chiar începând de dimineață. Nu, nu. Este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Meseria de cadru didactic. Mi-am dorit-o de mic copil de la grădiniță. Grădinița. Grădinița? Da. E un aer aici, nu? Un aer foarte frumos, care plutește și de-abia aștept să luăm parte la toate activitățile care se vor derula aici, împreună cu copilașii. Dacă nu aveți nimic împotrivă, că eu așa sunt, am momente în care, vă rog, insist, devin aproape inventiv. Uite așa, ce bine. Nu e vorba despre bătrânețe, eu vorbesc întotdeauna despre experiență. Așa, ca să văd reacția. Dar iată-ne aici, stând așa pe niște scaunele cu minți, n-am cum am cuplat toată ziua la exercițiul ăsta de sinceritate pe care l-am cumpărat global așa din această școală. M-am hrănit toată ziua din bucuria copiilor. Nici nu mai e cazul să traduc ce am simțit eu. Însă, acum că ne apropiem de finalul interviului, nu știu, am putea să avem chiar o discuție foarte scurtă. Eu am ceva în cap, dar vreau și părerea dumneavoastră. Credeți că asociația, prin gestul, prin această manifestare, sau eu aș putea să zic în o mie de feluri, a reușit să intre pe filonul destinului al acestor copii? Da, cu siguranță le-a influențat destinul, cu alte cuvinte. Le-a oferit altceva. Da. Aș completa prin a zice că e măcar, nu știu, s-a intervenit pentru a deschide ochii la genul ăsta de normalitate, că până la urmă asta e frapant, că vorbim despre o normalitate. Noi adulți am ajuns trăind lumea așa. Lumea este în schimbare. E în schimbare. Da. Iar Asociația Bookland, prin ceea ce ne-a oferit, ne-a dat lumea peste cap. Ne-a oferit un nou început. Un nou început în școala foarte asta. Frumos ce spuneți. Da, eu n-am decât să mă bucur în continuare, de-aia și fac parte din proiectul ăsta. Eu n-am decât să vă mulțumesc pentru implicare, pentru rezistența zilei de astăzi. Și noi vă mulțumim foarte mult. Pentru toată emoția pe care am trăit-o aici. Sincer, eu sunt chiar sincer. Nu mă pot manifesta altfel. Și aș mai sta mult aici, așa, în atmosfera asta. Vă mai invităm, sunteți binevenit oricând la noi. Da, să știți că până și pâinea cu sare avea, da, și are un gust special. Este fabrică de pâine aici, în comună. Un ultim mesaj pentru Bookland România. Le mulțumim și să rămână la fel cum sunt și până acum. Și adică le urez succes și putere de muncă în continuare. Pentru că țara are nevoie. Are nevoie, da. Vă strâng mâna și aș vrea să zicem împreună sloganul Bookland România. Împreună construim oameni, Bookland România. Vă mulțumesc!